Samsung a anunțat un nou procesor cu unitate grafică integrată, care ar putea fi un game changer pentru jocurile pe dispozitive mobile. Compania spune că noul procesor Exynos 2200, proiectat cu o unitate de procesare grafică Samsung Eclipse, aduce în lumea mobilelor performanțele disponibile până acum doar pe desktop, laptop sau consolă. Sunt două caracteristici de finețe a imaginilor pe care Exynos 2200 promite să le aducă pe telefonul mobil. Una se numește Ray Tracing, iar cealaltă Variable Ray Shading. Până acum puteai să folosești aceste caracteristici doar pe dispozitive dotate cu ventilatoare puternice și surse de sute de wați. Noua tehnologie dezvoltată de Samsung în colaborare cu AMD promite să aducă puterea de calcul necesară pentru Ray Tracing și VRS pe viitoarele telefoane smart. Ray Tracing este o tehnologie care simulează îndeaproape modul în care se comportă lumina în lumea reală. Astfel, jocul va afișa mult mai realist reflexia, refracția și dispersia luminii. Să luăm ca exemplu aceste imagini. De pildă, fără Ray Tracing, suprafața apei nu ar fi oglindit la fel de clar reclamele luminoase de pe clădirile din apropiere. Cu Ray Tracing, reflexia reclamelor nu e doar mai detaliată, ci și mai realistă, redată în funcție de dinamica suprafeței apei. Variable Ray Shading este o caracteristică ce optimizează încărcarea procesorului grafic. Altfel spus, procesorul grafic e pus la lucru doar pentru acele porțiuni de imagine din joc pe care se concentrează cel mai mult atenția jucătorului, cu precădere când vine vorba despre texturi. În practică, gamerii se pot bucura de o grafică mai fluidă datorită îmbunătățirii framerate-ului. Marea majoritate a gamerilor români se joacă pe cel puțin două dispozitive, iar telefonul ocupă primul loc în topul preferințelor, 64%, potrivit unui studiu lansat de cei de la Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri din România. Pe lângă noile caracteristici care îi vor face fericiți pe pasionații de jocuri, noul procesor Samsung vine la pachet cu o tehnologie ce utilizează semnalele 4G, LTE și 5G. Acest lucru crește viteza de transfer până la 10 giga. De asemenea, Exynos 2200 vine cu o veste bună și pentru pasionații de fotografie. Samsung a reproiectat procesorul de semnal de imagine pentru a suporta cei mai avansați senzori de imagine, capabili să ofere rezoluții de până la 200 de megapixeli. Acestea fiind spuse, amintim că momentan ne bazăm doar pe ce spun inginerii companiei coreene, însă adevăratele teste vor începe în luna februarie, odată cu lansarea noului flagship Samsung.